Pasionat de mic de motocross, mușceleanul Șerban Penu a ajuns între timp la Clubul Sportiv Municipal București, secția motociclism, alergând în primul an la Endurocross, clasa C. Într-un interviu acordat pentru Mușcel TV, Șerban ne-a vorbit despre pasiunea sa și ne-a spus cum a făcut trecerea de la concursurile la care lua start doar de plăcere la competițiile oficiale pe traseele din întreaga țară. Clar, de la părinții mei, de la tata, care a participat și el la curs în campionatul național, și de mic am început să merg și eu, de la 4-5 ani. Nu aveam în gând să merg la curse și acum 2 ani de zile am mers fără să vreau, adică mi-a propus cineva să merg la o cursă de endurocross, am mers, am luat locul 3 și apoi mi s-a propus să merg pentru clubul CSM București în calendarul competițional 2017 de endurocross cap-coadă la toate etapele din campionatul național. Inevitabil pentru Șerban Penu au urmat evoluții foarte bune, încununate cu clasări pe podiumul de premiere, mai întâi pe locul al treilea, apoi în fruntea topurilor. Fiind primul an în care m-am mers tot sezonul la toate cursele, a fost greu, pentru că a fost prin toată țara, am fost de două ori la Arad, la Bacău și nu cunoșteam trasele, nu cunoșteam locuri, nu cunoșteam competiția și m-am acomodat destul de greu, dar din prima cursă de la Arad am luat locul 3, am avut și un abandon din cauza motocicletei. Apoi am început ușor, ultimele 3 curse am avut pe locul 1 și am reușit să termin campionatul pe 1 în puncte. Șerban Penu a vorbit despre nivelul campionatului intern, dar și despre cele mai tari trasee din România, incluzând aici și etapa de la Brătioara, acolo unde a luat start în luna septembrie a acestui an. La endurocross sunt foarte și la enduro sunt foarte, foarte bine pregătiți. Sunt foarte mulți sportivi în România care au reușit anul ăsta să ia și cupe balcanice, este europene. Foarte, foarte mare competiția. Și tocmai de aceea trebuie să îți ridici standardul tău, mai multe antrenamente, mai multe ore pe motocicletă pentru a face față. Altfel n-ai cum să iei niciodată podium sau să te numeri între cei mai buni dacă nu muncești. La endurocross mi-a plăcut foarte mult la Arad. Avea foarte multă zonă de fugă, de alergat. Iar la hard enduro, Câmpulungul se numără pentru cele mai bune zone de hard enduro, după Sibiu și Brașov, probabil. Pentru mine a fost foarte, foarte frumos, pentru că a fost acasă. De-aia am și mers, nu am mai mers la hard enduro. Și foarte bine și organizarea și tot și locul a fost superb. A fost destul de ok, am reușit să termin într-o oră și ceva pe locul 1. În sezonul următor, Șerban Penu va urca o treaptă a competiției și va alerga la Endurocross clasa B, acolo unde speră să repete evoluțiile foarte bune din acest an. O să urmeze pentru 2018, am trecut la B, la experți, și o să merg în două campionate, la Endurocross și la Hard Enduro.